Există și sus. Foarte rău. Nu trebuie să există niciun fel de chei de genul ăsta în casă. Unde mai există? Lily ascultă sfaturile lui Super Nanny, dar băiatul încă nu a arătat ceea ce poate. Te pui în camera ta aici, rămâi singur el. Nu l-o fi! De ce l-ai inimit? Stați în cheia mea! Așa în tine! De ce l-ai inimit? În cheia mea! În cheia mea! O lăsa mă lăsa dacă a promis că nu te-am cuit. Că nu am dat. Nu-mi pasă, nu mi-ai luat cheia! Stai jos. Calmează, ne calmăm? Nu mi-ai luat cheia, apoi! Florin, dacă ne calmăm, vorbim, da? Și dau și cheia înapoi. Florin! Eu vreau cheia înapoi, nu mai vreau, nu mă aud în stadion! Lasă-l în pace, să calmeze. Cel mai bine este să lăsăm să potolească. Un copil când e într-o asemenea criză nervoasă, nu poți pur și simplu să-l lovești, să-l bați. Lasă-l în pace, hai! Ce mă obișnuiești? Poate îndrăznești să dai. Ai înțeles? Te rog să te potolești. Ce sunt crizele astea? Florin, dar nu-ți fac nimic, îți fac ceva? Ia asta din fața mea imediat. Nu. Cu cine te crezi? Du-te la tine în cameră și potolește-te. Nu. Când te-ai potolit, stăm de vorbă. Nu. Până atunci nu avem ce discuta. Am cheia înapoi! Spune ce se întâmplă dacă îți dau cheia înapoi. Te mai încui în cameră? Da, mă încui, la mă dracu să te ia! Dar știi că dacă ți se face rău, noi nu putem ajunge la tine, de asta nu poți să-ți las cheia în cameră, pentru că vrei să te încui în cameră. Lasă-mă turajat și ne așezăm aici la masă. Florin. Așează-te, Lili. Așează-te, dă-mi așezăm. La masă, hai. Te duci în cameră la tine? Da. Vrei să ne jucăm? Nu, și mă încui. De ce am asta? Păi cu ce să te Păi eu nu vreau să te încui pentru că nu vreau să-ți faci rău. Și s-ar putea să-ți faci rău singur cu această coadă de mătură. Dovedește-mi că ești un copil calm, înțelegător, ca să-ți lași cheia acolo. Dacă nu-ți pasă, atunci nu mai avem ce discuta. În toiul scandalului, mama se întoarce acasă. Nu pleacă nimeni! Mami! What's going on? Când am un adevărat proști criminal! M-am furat cheile! Nu am furat cheile, cheile sunt aici, nu sunt furate. Pur și simplu l-am luat ca să ne... Câte Da, ne-am cuiat aici. De ce l-am cuiat? De ce? Ne-am cuiat pentru că s-a supărat, că n-a primit dulciuri. Ceea ce am stabilit, am încuiat acolo dulciurile de camară. Stai că lămurim, stai un pic. Dar unde sunt toate cheile? Sunt toate cheile de la ușile la care le-am găsit. Important este că el poate să încuie. O știu pe-a mea, o știu pe-a mea. La furie să se încuie. O știu pe-a mea. Uite, te rog frumos și pune și tu cheile în ușcă. Nu se m-a întâmplat să încuie. O știu pe-a mea. Ne-am cuiat pe noi aici. Nu s-a întâmplat să încuie niciodată. Dar ne-am cuiat. Deci s-a întâmplat. Ne-am cuiat aici. Putea să se întâmple orice. Cum puteam să ieșim de aici? Bagă cheile la cămară, bagă cheile peste tot. Eu am încercat să-i spun că dacă se încuie în cameră, poate să-i se facă rău și nu mai putem ajunge la el. Nu poate să știe niciodată dacă îi se face rău sau se lovește. Cum putem să ajungem la el? Și am spus că lăsăm cheia în ușă cu o condiție, să nu se încuie. Dar promisiunile unui copil... Dar nu s-a încuiat niciodată. Face tot felul de năzbâte. Dacă închise cu încuiat, nu s-a întâmplat niciodată. Noi, pe noi ne-am cuiat. Asta e. Acum ce pot să zic? S-a întâmplat. Alegerea părinților. Cel puțin alegerea mamei. Dacă asta vor, asta au. Sunt niște riscuri la care își supun cu bună știință copilul. Mama n-a făcut decât să-mi submineze autoritatea mie. El are în mama un aliat, în loc eu să am în mama un aliat.
Într-o altă zi, supărată din cauza evoluției evenimentelor, mama hotărăște să rămână acasă pentru a face ea ordine în lucruri. Hai să punem masa împreună! Hai, m-a surbat! Haide! M-a omor, m-a surbat! Haide, mă ajuți? Dacă îi place să pună masa, așa, și eu știam pe masa. Mama, te-a durat cu pune masa! Gata, l-am tot durat de vorba ta. Alinuța? Dar de ce am pus ăsta? E urât! Toată lumea este acum excesiv de nervoasă. Urmând aceeași regulă pe care a susținut-o până acum, Super Nanny refuză să intre în jocul copilului. Mama crede însă că poate rezolva problema. Eu nu pot să lovesc. Clar, nu pot și mă abțin și nu cred că bătaia e soluție și nu cred că a fost niciodată o soluție. Un copil nu trebuie să stai nici să te insulte, nici să te provoace, nici să-și facă, pentru că atunci dacă stai și îl lași să facă, nu face decât să dea apă la moară. El voia ca pe un joc. Întorci spatele. După care îi tai favorurile. Teoria, ce ție nu-ți place, altuia nu face. Rămas acasă cu micuțul bebe, Lily are o mare problemă. Trebuie să se descurce singură. Țipa, mai bine m-a ajuns să ne strângem, hai! Mai bine, mamă! Ba da! Când auzi? Păi uite ce urât arată așa! Hai, strângem! Nu e frumos așa! Ți-am zis să mai faci așa! Nu te vede, auzi! Nu le strângi! Nu e frumos așa! Ba da, le strângem, bă, uite! Mă duc să-i strâng mamică, nu mă lași! Lasă-le mai aici, turcule, tu nu înțelegi? Vreau să te strâng? Tu ai băgat unghia. Ce mi-ai făcut? Nu ți-a făcut nimica, n-ai nimica. N-ai nimica, bebe, bebe. Ai durat, mi-ai făcut asta. N-am vrut, tu mai ai băgat degetul. Bebe, n-ai făcut. Păi tu ai băgat degetul în unghia mea, n-am ți-am băgat. Nu ți-a făcut nimica, nu vezi că n-ai nimic. Hai să strângem jucăriile amândoi, nu mai țipa, gata. De ce țipi? Pleci din camera mea! Nu plec până nu suntem în jucării. Atunci a fost pe mami, fii atent, o chem pe mami. Tu nu vezi ce urât e aici cu jucările prăștia? Nu! Hai, du-te, du-te coboară jos, du-te, hai, du-te că eu te lăs. Mă scoastă, eu nu că pot, că bun treacă! Uite ce faci, îți dacă alergi? Da! Îmi spun că eu un an cum ar vrei să stai, că îmi stau în angură? Eu nu mai vorbesc cu tine, ieși de aici. Că nu mai vorbesc cu tine. Ești de aici, că nu mai vorbesc cu tine. Ești de aici. Uite, ostrici și pe mă țin cu ostrici, da? Bato! Nu mai vorbesc cu tine, ești de aici. Ești de aici, am spus. Taci! Taci tu. Cu mine de azi încă nu mai vorbesc. Trântește-l. Trântește-l, rupe-le și pe mă-ți biet. Nu vreau să tac. Nu tac la comanda ta. Îmbunare! Lupta maternă! Nu mai punem ca de la circa aici, că se rupe, proasco! Bine că ești tu de aștept! Se rupe și dacă se rupe, pătrize! Tu le arunci pe jos! Mă, dacă tu nu taci, te omor! Nu tac, că vreau, vrei tu să tac eu la comanda ta! Tacă-ți gura, că mor! Nu vreau să tac! Mă, dacă nu taci, te omor! Nu vreau, că iau... Mă, să stai exact, dumne, nu te teme! Tu tac la comanda ta, că vrei tu? Da! Da, până la urmă, Lily părăsește câmpul de luptă. Rămas singur, bebe face tocmai ceea ce anticipase Super Nanny. Se încuie în camera sa. Super Nanny a plecat, dar lucrurile merg în bine. Lily și bebe sunt împreună în parc și până la urmă reușesc să se împace cât de cât. Hai mă să spun asta în casă, vezi ce frumos ești. Nu vreau, măi, nu vin, nu. Și n-am vrut. Păi dacă tu nu mă lași, mi-l mâncă. Măi, măi, măi. Arăți un pic. Nu, arăți frumos, să mă uit dacă n-arăți frumos. Las-o așa pe cap. Ia, gata, hai să alergăm. Ia. Lasă-mă pe cap. Nu vreau, nu vreau. Ia, întoarce-te înapoi, înapoi. Hai, sus. Hai. Nu pot. Hai să te deam eu, hai, hai, hai. Nu e acasă, nu e acasă. Păi mergem acasă! Eu m-am zis de durat! Mergem
ceartă izbucnește din nou, dar din fericire urmează o convorbire ca între prieteni. Atunci atât de spas, gata. Că tu ai vrut. Eu am vrut, ha. Ia. Tu vrei, tu ai vrut să mergem acasă. Tu, până nu cum ați tu. Tu ai zis acasă, tu ai zis. Dacă n-am primit bani, eu ce-mi luăm? Ce bani să primești? Să, măcar dacă nu mă ducem acolo, îmi luăm. Păi de unde e bani dacă mami nu ți-a dat niciun bani? Mami ți-a dat suc, da? Asta, eu nu vreau suc. Deșteptești tu, vreau, că am zis să nu mai vorbești așa. Eu vreau floricele. Da, bani. De unde bani? Din c***. Ei, te vorbat. Stai, mă, că ei sunt oameni. Stai, mă, ți-am zis să nu mai ridici mâna la mine. Eu nu mai vorbesc. Nu mai faci nimic, descalță-te, hai. Uite, uite lumea. Descalță-te, să uită lumea la tine. Că ești o răutate. Să uită lumea la tine că ești o răutate. Bine acolo. Păi dacă nu ți-a dat mami, ce vrei să-ți fac? Eu ceva. Păi trebuia să-i spui lui mami. Hai, dau un pic de suc, ia. Nu, nu. Nu bea suc. Nu vreau, nu am nevoie de suc acum. Păi bea suc ca să-ți revii. Nu, mami, mă va certa și nu mă mulțumesc cu nimic. De ce? De ce te certi? Mami, o să mă certi. De ce să te certe? Nu, nu mă mulțumesc, mama. O să mă mulțumesc doar cu cearta. Să nu iau bătaie din nou. Nu iei bătaie, tu la cine să iei bătaie? Ia vino cu-a. Nu iau bătaie de la mami și nu mă mulțumesc nimeni. Vino cu-a, vino cu-a, hai. Adu și mie o floare. Nu o rupe, adu-mi-o mie, hai. Ia-s nu se vorbește așa, cum să zice? Ia-s tu și atâta. Cum să zice? Hai vino cu-a. După ce că mama a zis că dacă fac o prostie, ea voi ajunge acasă și mă ceartă. Da. Nu te ceartă, stai liniștit. Îi spunem că am fost cu minți în parc și nu te ceartă, gata, ce? Și eu cum, ce m-am mulțumit? Doar cu locul ăsta. Pe uite, o luăm așa și ne ducem încolo, o luăm pe scări. Uite, o luăm pe scări și ne ducem în parc și ne uităm la baltă. Vrei să ne uităm la baltă? Da. Hai, hai pe scări. Hai. Poate ești proastă? Chiar nu înțelegi că m-a săturat de tine? Nu mai pot! M-am îmbolnăvit de nervi! Te distrug! Distrugem! Că nu mai vreau să mă întâlnesc! Atât de mult mai enervez!